Bună, stimați colegi! Bună dimineața, domn primar! Bună dimineața! Se aude bine? Da! Da! Bine, haideți să începem! Avem un nou început de săptămână și avem obiective cum sunt cele noi, la fel și multe obiective. Cum ar fi curată în sectoare, să fie șantierele în lucru, să fie strict monitorizate și nu raportate de pe Facebook unele sau altele necoordonări sau neconformități. Și instituțiile unde avem reparații, așa cum am anunțat, vom merge împreună, voi merge eu personal să verificăm cum sunt efectuate lucrările, în conformitate cu caietele de sarcini, cu normele, cu criteriile, termenii stabiliți și, în general, dacă se petrec lucrări. Dar nu așa ca la unele instituții pe foaie. Nu are dreptul nici să facă uz, nici să fure din banul public. Mai ales, stimați colegi, de la sectorul educațional în sistemul de învățământ. Ori eu am impresia că lucrurile acestea continuă. Pe diferite dimensiuni. Am fost cu dumneavoastră la Petru Zadnipro, în sectorul Ciocana. Deci eu vă rog foarte mult să nu mai existe, să nu mai aud în general că există lucrări, interpretări, deci de anul trecut care trebuiau să fie făcute și nu s-au făcut sau nu s-au adus în conformitate. Și actele semnate. Sau impus cineva să fie semnat. Pentru cei care impun astfel de lucruri, dacă mai aud undeva, o să zboare de funcție. Și în general, domn Păvăloi, stimați colegi la direcție, rog să fie inițiat o anchetă, vreau să văd cine totuși se face de vină în instanță finală, că reparația nu este făcută, acoperișul nu este făcut și tot felul de acte. Ce fel de acte urmau să fie semnate fără ca lucrările să fie realizate definitiv. Cum am zis, până pe 10 zile pentru a reface lucrările neconforme și până la data de 12 octombrie să fie executate lucrările, ceea ce am văzut în cantină. M-am îngrășit 3 kg și nu am văzut cu mărime. Să mai întâmplă. Și aceste inspecții rog să fie continuate. Trebuie să ne concentrăm atenția la 3 lucruri fundamentale. Eu vreau să văd rapoartele acolo unde ați fost în alte instituții care au fost planificate pentru monitorizare în ziua de sâmbătă. Totodată, repet, 3 obiective. Noi alocăm resurse, poate nu suficiente, dar foarte mari în comparație cu ceea ce este pe Republică. Sunt doar în acest an, dumneavoastră știți, peste 100 de milioane de lei pentru reparații capitale și curente. Iar întreg sectorul educațional din Chișinău ne ia peste 2 miliarde de lei, mai mult de 50% din buget. Primul obiectiv este crearea acestor condiții bune în instituțiile existente. Și să fie reparații acolo unde sunt făcute, bine făcute. Și nu de Doamne să fie făcute pe hârtie. Alimentația copiilor, una sănătoasă. Doamna Păsevici, noi am discutat, stimați colegi, împreună cu doamna Ionese, împreună cu Ministerul de Finanțe. Dacă nu a mers soluția pe care am vrut-o cu externalizarea serviciilor de achiziții publice pentru alimentații, împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenției ONU. Haideți să vedem cum putem să realizăm aceste lucruri de sine stătător. Dar cap-coadă trebuie să fie iarăși tot ce ține, în primul rând, de calitate. Nutriția, procesul de logistică și inclusiv procesul de achiziționare. Vrem ca
toți copiii să beneficieze de lucruri calitative. Și să nu avem situații când 3,5 lei costă un măr. Moldovenesc. Și 3, eliminarea corupției și cerșitul din partea directorilor de instituții. Precizez, avem semnale și toate aceste semnale le vom direcționa în continuare la organele de drept. Fie că de la liceul Mihai Eminescu, fie că de la altele. Stimați colegi de la direcție, am zis, nu-i acoperiți pe managerii putrezi a instituțiilor educaționale. Noi avem instituții cu tradiții. Iar sunt unii cărora le place sau paharelul sau nu știu ce acolo. Și transformă aceste instituții din instituții cu tradiții în alt tip de instituții. Care nu sunt nici departe model sau... Și haideți să vedem. Există necesități, așa cum spuneam. Dar aceste necesități trebuie să se transforme inclusiv în rapoarte transparente. Dar nu de Doamne să avem pentru perdele, covoare, ferestre, uși din vreo 3 surse acoperite și nici o raportare exactă. Eu știu că a fost ședința cu CNAU săptămâna curentă, săptămâna trecută, vineri. Ședință extinsă, mai avem și un acord de colaborare. Și este foarte important să acționăm împreună. Oamenii sunt și așa derutați, oamenii sunt obosiți, unii au, alții nu au posibilitatea. Dar sunt unii directori foarte, foarte obraznici. Mi-am rugat ajutorul colegilor de la CNA și repet, cum voi primi sesizări, voi fi primul care urmează să le transmit mai departe organelor de drept. Vom iniția și o campanie în acest sens de sensibilizare a managerilor, instituțiilor de învățământ, a profesorilor, dar și părinților. Iar direcția rog să propună un mecanism de raportare a cazurilor când în grădinițele și școlile din municipiu se strâng ilegal resursele financiare. În acest an, în această săptămână și în acest sfârșit de săptămână am avut mai multe lucruri importante în spațiu public. Au fost tentative să și nemijlocit chiar am blocat circulația sub pod la telecentru. Pe 31 august, unii zic pe alături stângaci, ne învățăm de mers, nu este nicio problemă. Spuneți-ne cum să facem mai bine, haideți să observăm lucrurile împreună, cum să le facem mai bine. Multe din ele le facem pentru prima dată și nu este nimic rău dacă undeva greșim, ca să reparăm ulterior, de la concept și până la executarea acestui concept. Și vreau să spun că am mers intenționat pe aceste opțiuni, pentru că oamenii sunt prea mulți în zone aglomerate, cum ar fi Valea Trandafirilor sau Valea Morilor. Vrem să descongestionăm acest lucru, să le dăm o posibilitate oamenilor ca să aibă și alte locații unde să se plimbe cu bicicletă, trotinetă, rolă sau pur și simplu să petreacă în aer liber. Vom continua aceste lucruri să le facem și probabil că, ca și bază, anume descongestionarea numărului de oameni în diferite sectoare va fi ca un obiectiv separat și pentru ziua orașului. Suntem în definitivarea conceptului în acest sens. Vreau, înainte de toate
înainte ca să dau cuvântul doamnei Bucearski, să felicit toți cei lucrători din sfera protecției sociale, care ieri și-au sărbătorit ziua profesională, și să vă spun încă o dată un mare mulțumesc pentru implicarea directă și pentru sprijinul zilnic, consilierii, consultanțe, intervenții de urgență. Știu că am dotat cu telefoane mobile, am instruit colegii noștri cum, prin intermediul unei aplicații special create, să putem vedea cum la beneficiarii noștri ajung asistenții sociali. Este o muncă enormă, de fapt, și rog să pregătiți acele mențiuni, merite, diplome și tot ce este necesar ca aceste persoane să fie motivate suplimentar. Voi merge neapărat să le mână împreună cu dumneavoastră în semn de recunoștință acestea diplome. Doamna Bucearski, rog să ne spuneți care este situația cu prevenirea și tratarea infecției COVID. Bună dimineața, domn primar general, bună dimineața, stimați colegi. Vă mulțumim mult pentru felicitări. Să știți că noi chiar simțim acea susținere din partea dumneavoastră și din partea viceprimarului de Ramură în ceea ce privește activitatea noastră de zi cu zi, inclusiv și pe domeniul social. Din am simțit această susținere, ne-ar fi mult mai greu, noi o simțim și zi de zi facem lucruri frumoase datorită și dumneavoastră și doamnei viceprimar. Ceea ce ține de situația privind combaterea infecției COVID și acțiunile realizate de către Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate. La moment, conform datelor la nivel național, avem peste 46.000 de cazuri, dintre care 20.000 de cazuri de infectare sunt doar pe municipiul Chișinău. Vindicați sunt peste 13.000 de persoane, avem, din păcate, și decese, 403 în municipiul Chișinău. Cele mai frecvente grupe de vârstă care sunt infectate cu această infecție și fac de obicei o formă gravă sunt persoanele peste 60 de ani și, din păcate, se atestă și persoanele de la 30 la 39 de ani. Urmarea începerea noului an școlar, începând cu data din 1 septembrie, au fost înregistrate 190 de cazuri de îmbolnăviri în instituții preuniversitare și 51 de cazuri în 42 de instituții de educație timpurie. În supravegherea asistenței medicale primare din municipiul Chișinău sunt în total 5.886 de cazuri. În tratament la domiciliu prin sistemul informațional GIRA avem înregistrate total 12.166 de cazuri cu forme ușoare. Țin să menționez că capacitatea spitalelor municipale este de 927 locuri. La moment sunt internați 663 de persoane. În stare gravă 202 persoane, dintre ei 12 persoane intubate. Celelalte persoane sunt în stare medie, avem 413 pacienți în stare medie și 48 de pacienți în stare mai ușoară. La moment, spitalele municipale sunt dotate cu toate cele necesare pentru a face față infecției. Avem... Domnul Bucearski, încă o dată să vă întreb. Cât exact ați spus paturi avem libere? 927 de paturi în spitalele municipale. La moment ocupate, 663. Și libere? Și libere... Este s-o cotim atunci liberi, 927. Avem paturi liberi, avem capacitate. Eu vă rog statistica de la săptămână la săptămână la dumneavoastră să fie una verificată. Ok, asta era la ziua de ieri. Eu am să vă spun de ce un pic mai târziu. Da, bine. La moment... spitalele municipale sunt dotate cu toate medicamentele și echipamentele necesare pentru tratamentul eficient a tuturor pacienților. Pe partea de asistență socială,
dacă să fiu mai succintă, toate prestațiile și serviciile sociale sunt în derulare, adică noi oferim tuturor celor ce se adresează acele prestații și servicii sociale. Totodată a demarat programul de susținere a persoanelor și familiilor social vulnerabile, a căror locuințe se încălzesc cu lemne. Acest proiect este în colaborare cu Spații Verzi. Ca mesaj public țin să rog insistent respectarea cu bună credință a tuturor recomandărilor făcute și restricțiilor stabilite de către autorități pentru prevenirea și combaterea infecției și să amintesc că de fiecare din noi depinde să nu dăm voie la transmiterea infecției de unul la altul. Mulțumim! Mulțumesc, domnul director. Eu vă rog încă o dată să vedeți pe partea statistică. Parcă m-au auzit în dinamică alte cifre. Domnul Lichy, lumea ne întreabă ce am făcut, dacă putem publica lista agenților economici care au depășit norma de concentrație în apele pe care le revarsă. Vedeți cum, doar debranșarea producătorilor duce la faptul că ei văd că nu ar trebui să încalce norma, deși și să vină și la dialog pentru încheierea de contracte, pentru tot felul de lucru. În unele zone a fost miros urât, avertizarea nu merge, debranșarea ajută. Nu puti când unii sau alții sunt tratați în felul ăsta. La stația de purare am fost și ieri. Și nu este miros urât. Eu vă rog foarte mult. Nimeni, nici într-un caz, nu trebuie să fie cumva cruțat. Prescripții, debranșat 2, 3 zile, 4 zile, condiții foarte clare până nu-și asumă angajamentele, ca până luna iunie să-și aducă în conformitate toate aceste lucruri. Văd că avertizarea, darea din deget, ai, nu mai merge. Atunci, alte soluții nu avem. Tăiați de la sisteme. Vă rog foarte suficient să ne spuneți care este situația acolo. Bună dimineața, domn primar, bună dimineața, stimați colegi. Pe parcursul săptămânii de pe data de 14 până pe data de 18, colegii au vizitat 23 de agenții economici în regim de zi-noapte, au fost preluate de la ei probe. Până pe data de 22-23 vor fi finalizate analizele și către agenții economici care depășesc normele maximale admisibile vor fi transmise prescripții pentru a fi informați care normative ei depășesc. Și totodată vor fi avertizați să întreprindă măsuri pentru lichidarea neajunsului. Tot pe perioada de pe data de 14 până pe 18, la stația de apurare în mediu au muncit 64 de muncitori în șantier. Lucrările de bază au fost efectuate la clădirea de pretratare, clădirea de admisie, la tratarea nămolului și la decantoarele secundare. Atât, mulțumesc. Domn director, noi am avut o înțelegere cu dumneavoastră, că în oraș nu puteți. Mă întreabă ieri jurnaliștii. Eu le explic că la stație de purare ați venit, ați văzut că nu este miros. Când în oraș o să fie finalizată toată treaba asta, cu chiar și putoarea asta locală? Domn primar, depunem maxime eforturi cu echipele care vizitează, am zis, zi-noapte agenții economici și unii din ei deja au semnat contracte de preluare a apelor supraîncărcate și discutăm cu fiecare. Am făcut un grafic unde am prezentat și data concretă când vor fi debranșați de la rețea în caz dacă nu depun eforturi pentru diminuarea
neajunsurilor și se conlucrează cu fiecare consumator în parte. Eu asta înțeleg, domnule. Întrebarea este, noi trebuie să asigurăm dacă la stația de epurare nu pute și dacă dumneavoastră spuneți că există problema în agenții economici, deci haideți să facem așa ca să nu există nici acolo problemă. Ce trebuie? Este nevoie de implicarea instituțiilor statului? A cui? A procuraturii? A agenției de mediu? Cui? Eu cred că fiecare agent economic și fiecare instituție trebuie să-și facă meseria cu bună credință și va fi tot normal. Până când nu este tot normal. Asta e problema. Repun foarte multe eforturi, domn primar, ca să lichidăm cele momente dificile care mai există uneori în oraș și cred că împreună vom obține rezultate pozitive. Bine. Doamnă viceprimar Ptasevici, ce facem ca să revenim la un program obișnuit în instituțiile școlare? Trebuie să avem grijă și de profesori care sunt nevoiți să repete de două ori același material, de copii care sunt bulversați, de părinți care aleargă să ducă, să aducă copiii ăștia. Așa nu este bine. Bună dimineața! Bună dimineața, stimați colegi, domnule primar general. Este adevărat că situația pandemică a creat foarte multe dificultăți și incomodități atât sistemului educațional cât și întregii comunități. Există într-adevăr nemulțumirea aceasta privind procesul sau programul de activitate a unor instituții, dar ținând cont de situația epidemiologică și ținând cont de acele prevederi care de fapt formează contextul de organizare a procesului educațional, directorii și întreaga comunitate au selectat acele modele de organizare a procesului. Noi am înaintat câteva demersuri către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, cât și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, privind revederea anumitor aspecte din instrucțiuni. Sperăm lucrul acesta să fie luat în calcul și posibil să se intervină pe anumite momente care vor îmbunătăți situația la grădinițe. Cu siguranță lucrul acesta se va întâmpla. În continuare, vreau să mai menționez că procesul decurge așa cum a fost stabilit, ținând cont de modelele specificate. Avem o singură instituție în totalitate în regim online, e vorba de Gimnaziu 102, care nu a finalizat încă reparația, care este organizată de primăria din localitate. Astăzi, în activitate, avem 1119 grupe de copii, după cum urmează 408 grupe cu vârsta de 6-7 ani, 370 grupe cu vârsta de 5-6 ani, 311 grupe cu 4-5 ani și frecvența în grădinițe constituie 97% din numărul de copii înscriși în această perioadă. Cu referire la alimentație, este adevărat că suntem în continuă căutare a modelului cel mai potrivit pentru organizarea acestui proces. Săptămâna trecută, practic săptămânal, avem discuții pe interior, dar și cu grupul de lucru. Până miercuri, colegii au deconceptualizat, ca termen, au deconceptualizat acea idee alta decât cea care o discutam anterior cu privire la externalizare. Vom merge pe grădinițe la centralizarea procesului de achiziții și respectiv acum trebuie să vedem cum se realizează acest lucru, pentru că cunoașteți foarte bine că procesul de alimentație în grădinițe este organizat de către direcțiile de sector și acum ca prima etapă va fi centralizarea tuturor achizițiilor în direcția generală. Dar și lucrul acesta impune niște respectarea anumitor reguli și prevederi normative care trebuie ajustate. Alimentația în săptămâna anterioară a avut loc în toate instituțiile educaționale, au beneficiat 34.500 de elevi.
Alimentația la pachet a fost organizată în 65 de instituții de învățământ primar și secundar și deja începe organizarea procesului de alimentație în sala de mese. În context, au fost alimentați copiii în sala de mese în circa 62 de instituții. Astăzi vor fi extinse și alte instituții, își vor extinde altfel procesul de alimentație. În grădinițe, începând cu data de 7 septembrie, procesul de alimentație este asigurat de 4 ori pe zi. În continuare, vreau să mă refer la situația epidemiologică în domeniul educațional. În instituțiile de învățământ primar și secundar, în baza datelor acumulate din instituții, avem înregistrate următoarele cazuri. Elevi bolnavi 106, elevi în autoizolare 1669, cadre didactice bolnavi 74, în autoizolare 43, cadre nedidactice confirmate pozitiv 20, în autoizolare 11, în carantină avem 48 de clase din 23 de instituții. Procesul educațional este organizat pentru copiii care sunt în autoizolare, astfel avem procesul online pentru 1668 de elevi. Cu referire la instituțiile de educație timpurie, avem 2 copii bolnavi și 84 în autoizolare, cadre didactice 19 confirmate pozitiv, în autoizolare 22, cadre nedidactice 15 confirmate, în autoizolare 31. Și avem 2 instituții, adică 2 grupe de copii din grădinițe clasate în autoizolare. În contextul celor menționate mai sus, aș vrea să reiterez mesajul către întreaga comunitate și în mod special către părinți, că redeschiderea și reluarea activității instituțiilor educaționale în condițiile actuale provocate de pandemia COVID-19 este realizată conform unei abordări bazate pe riscuri, pentru a maximaliza beneficiile educaționale de dezvoltare și de sănătate pentru copii, elevi, cadre didactice, personal și comunitate. Toate măsurile luate de instituțiile educaționale pot preveni introducerea și răspândirea COVID-19 de către copii, elevi și angajați, doar în condițiile când toți sunt responsabili pentru sănătatea lor și a celor din jur. Este foarte important ca fiecare elev, părinte, bunică, profesor și director să fie responsabil și să conștientizeze importanța respectării măsurilor de protecție conform recomandărilor oficiale. În context, rugăm încă o dată părinții să examineze copilul zilnic, să efectueze termometria dimineața înainte de a-l trimite la școală sau grădiniță. Rețineți elevul sau copilul acasă în cazul când are febra mai mare de 37 sau la apariția unor semne suspecte, cum ar fi dureri în gât, eliminări nazale, dureri de cap, tuse. Și contactați medicul de familie, informați dirigintele educatorului. Vă rugăm mult, nu aduceți copiii cu semne de boală în colectivitate. Excludeți contactul elevului copilului cu bolnavi de COVID, iar în caz de contact cu bolnav, plasați elevul copilul în autoizolare, anunțând medicul de familie și dirigintele educatorul. Respectați măsurile de profilaxie a infecției COVID-19 recomandate de autorități pentru perioada de pandemie și stare de urgență, la aducerea și luarea copilului de la școală sau grădiniță, fiți echipați cu mască, respectați distanța fizică. Supravegheați respectarea de către elevi la domiciliu și în spațiile publice a etichetei tusei, a strănutului, igienii mâinilor, distanțe fizice. Respectați graficul de aducere și luare a copilului elevului de la școală-grădiniță. Cooperați cu școala și grădinița și raportați toate cazurile de COVID înregistrate în familie. Siguranța sănătății noastre și a celor din jur este o prioritate. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. Vă mulțumesc!
Doamne viceprimar, până la urmă am înțeles multe lucruri, noi asta cu dumneavoastră discutăm în fiecare zi, este bine că aducem și publicului larg. Publicul larg întreabă cetățenii, locuitorii municipiului Chișinău, când putem reveni la program obișnuit de activitate în instituțiile educaționale. E o problemă revenirea la un program obișnuit, pentru că suntem într-o situație pandemică și deja nu mai este acea normalitate care poate fi adaptată în sistemul educațional. Observăm dinamica creșterii cazurilor de îmbolnăvire cu COVID, de aceea este de vreme să vorbim despre acea normalitate așteptată de toată lumea, dar vreau să vă dau asigurări că noi depunem eforturi și toți angajații din sistemul educațional depun eforturi astfel ca să asigure maxim confort pentru toată lumea, să asigure maximă funcționalitate pentru întreg sistemul educațional. De aceea, noi încercăm să ajustăm și programele de activitate a instituțiilor, atât de educație timpurie, cât și instituțiile secundare și în măsura în care este posibil, deci asta este implementat. Da, viceprimar, cine ia aceste decizii în instanță finală și în baza analizei făcute de cine? Noi, guvernul, cine? Oamenii ne întreabă și vor răspunsuri clare. Riscuri, clar, despre asta vorbim în fiecare zi. Procesul, concret. Când și în ce condiții luăm decizii? Dacă luăm noi. Dacă nu luăm noi, unde prezentăm informația ca să fie luată? Domn primar general, am vorbit și am reiterat nu odată că toate regulile privind implementarea sau organizarea procesului educațional atât în grădinițe cât și în școli au fost adoptate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică prin toate tipurile de instrucțiuni privind organizarea procesului educațional. De aceea noi ca municipalitate ne-am adaptat și ne-am ajustat reieșind din posibilitățile noastre și am respectat întru totul toate prevederile din instrucțiunile privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie, cât și în cele de secundare. Noi nu putem elimina acele reguli înscrise, de exemplu, de distanțare fizică de 1,5 metri dintre elevi, nu putem exclude, de exemplu, purtatul măștilor în spațiile comune. Noi nu putem exclude, de exemplu, geometria, da. Pot să eu să vă opresc. Eu ieri am fost în două parcuri. Pe lângă activitățile pe care le-am avut pe perioada zilei. Deci, fără supărări, dar eu așa aglomerații nu am văzut de foarte mult. Eu înțeleg că oamenii au obosit. Transportul public este la fel, plin. Instituțiile, intrați, așa am vrut să văd, în zi de odihnă, ce se întâmplă în instituțiile din Horeca. Mese libere nu sunt. Și atunci, impresia este că noi, într-un fel sau altul, părem nu tocmai oameni serioși atunci când le spunem, ai, la școală nu se poate? Unde nu avem o dinamică, iată că au trecut 3 săptămâni de zi. Poate mai trece o săptămână de zi. Sau la grădiniță. Dar în transportul public, în spații, inclusiv cele închise, mall-uri sau restaurante, baruri, cafenele, trageți o fugă astăzi și vedeți dumneavoastră, dacă nu mă credeți pe mine. Inclusiv noi, când nu e zi de odihnă. Domn primar, din păcate sunt atestate aceste nereguli în spațiile publice, dar este de datoria noastră să asigurăm securitatea copiilor în spațiile educaționale. De aceea toate regulile care sunt impuse sunt anume pentru prevenirea răspândirii infecției în colectivități. Pentru noi este important să nu admitem focare în interiorul instituțiilor, ca în aceeași clasă sau în aceeași școală să fie foarte multe cazuri de
îmbolnăvire din interior. Acum este adevărat că avem transmisie sau îmbolnăviri comunitare. În școală vin și copii, și profesori, și angajați din molipsiți în comunitate. Pentru noi este important să nu admitem molipsirea în interiorul colectivităților. De aceea toate regulile vin anume pentru consolidarea perspectivei date. Bine, doamnă viceprimar, eu vă rog împreună cu Direcția de Sănătate, cu managerii instituțiilor, să-mi prezentați un raport până la sfârșitul săptămânii, dinamică, problemele, riscurile și o analiză comparativă cu ceea ce avem în alte state. Bine, domn primar. Din regiuni, unde avem aceeași dinamică nu prea plăcută, ce fac ei în acest sens? Domn viceprimar Ilie Ceban, câte procese verbale avem pe salubrizare? Oamenii se mișcă greu, văd, în această privință. Albișoara, ceea ce discutam dumneavoastră, eu știu că sunteți în șantier în fiecare dimineață, dar nu trebuie să vină pe Facebook comentariile unora sau altora în această privință, că s-au făcut o lucrare până la sfârșit, calitativă sau necalitativă. Ce se întâmplă, dacă permitem, pentru că am discutat foarte mult acest subiect, oamenii ne întreabă de ce nu le dăm voie pe porțiunea Gagarin Ismail, dar și alte subiecte, vă rog, frumos, succes să faceți referință. Bună dimineața, domn primar general. Procesele verbale în continuare sunt foarte puțin întocmite. Am primit o statistică. De la sector la altul variază 5 procese verbale, 15, 26, cel mai mult sectorul Rășcani, Buiucani are întocmite la fel 5 procese verbale și 24 de citații. Deci constatăm că sunt în continuare foarte puține procese verbale, de aceea revenim la acea solicitare prin care am rugat să fie create secție separată cu agenți constatători, o altă soluție nu este, ori aceste persoane angajați care sunt în preturi au mai multe atribuții pe lângă funcția de agenți constatători. Referitor la Albișoara, domn primar, faptul că sunt anumite sesizări este un proces de lucru care sunt implicate mai multe structuri distincte, separat, care au anumite sarcini și aceste probleme care sunt sesizate sunt cunoscute de către responsabili, toate vor fi remediate și nu vom avea careva probleme. Ori, la darea în primire acestui șantier, urmează a fi efectuat un proces verbal, un act de predare primire și orice neconformități vor fi sesizate și vor fi înlăturate. Referitor la deschiderea primei porțiuni, am analizat acest aspect referitor la deschiderea primului segment. Există o problemă că nu este aplicat marcajul rutier, ceea ce poate constitui o problemă foarte mare, deoarece, într-adevăr, strada este reparată, unii șoferi ridică viteza. Cunoaștem că poliția rutieră în unul din, cred că și periodic efectuează verificări. Au, din informația care o posed, în timp de 2 ore au fost constatate 14 procese verbale, deci conducători care depășesc limita de viteză și în cazul în care oficial strada este închisă, însă acești conducători nu respectă limita de viteză, este o problemă. Deci considerăm că până la aplicarea marcajului o să fie destul de complicat să fie deschisă această porțiune. Mai mult ca atât, în continuare, pe primul segment se efectuează lucrări de către X-Drupo la finalizarea trotuarului. Mai mult ca atât, spații verzi are de efectuat în continuare lucrări pe primul segment, cât și în această săptămână urmează a fi
finalizate platformele pentru stații de așteptare. Astfel vor fi tehnică mare și deschiderea primului tronson va îngreuna executarea lucrărilor. Deci ei consider că s-ar putea de examinat deschiderea primului șantier odată cu finalizarea tuturor lucrărilor pe primul tronson. Asta ce ține de strada Albișoară. Eu am o rugăminte, dacă toți sunt prieteni aici conectați, noi am discutat vineri, am discutat un subiect legat de eliberarea și angajamentele care trebuie să fie făcute pe partea de garduri, scări, publicitate. Mă refer la eliberarea șantierilor și amenajarea lor ulterioară. Atât avem probleme în sectorul Râșcani cu platformele care se mișcă foarte greu. Domnul Melnic, încă o dată vă transmit acest salut. Domnul Brânzăniuc, scurtarea străzilor și demolarea care e și prea tare pe trotuare și florile la Bodoni, scările pe Pușkin, domnul Rusu, atât că ne priviți și vă rog foarte mult să interveni cât se poate de prompt. Acolo unde șantierele solicită acest subiect. Continuați, domnul. La fel în săptămâna... Ați discutat despre gestionarea traficului? Cei ce ne înțelesese? Am fixat astăzi o ședință la orele 3. Rugăm mult până vine domnul Chironda cu detalii pe când începem pe Creangă, pentru că dacă lucrările încep și pe Creangă, va fi un dezastru total. Trebuie să înțelegem acest lucru. Avem problemă cu sectorul Buicani, avem problemă cu cei care vin de la Ciucana, Râșcani în centru, ținând cont de Albișoara, dar și cu Botanica. Mă rog foarte mult, aici nu cred, așa cum vorbeam cu domnul ministru, dacă este nevoie să fie implicată poliția, poate și din alte regiuni, pentru a gestiona regim manual. Altfel nu avem cum, pur și simplu nu avem. Vrem, nu vrem, dar nu avem cum. Domnul viceprimar Chironda, vă rog frumos, cu parcările, cu publicitatea, cu contractul pe Creangă, când urmează să fie semnat? Ieri am avut un eveniment bun, dar necoordonat până la urmă. Nu prea am închis-o. Da, haideți să începem de la evenimentul de ieri. Noi am inițiat acest eveniment, să zic așa, cu titlul de pilot, să vedem care sunt posibilitățile noastre de a gestiona astfel de situații și am constatat că nu prea avem astfel de experiență. Ca să înțelegeți, nici măcar semne de circulație suficiente pentru direcționarea traficului nu avem în stocuri. Respectiv, este direcția de transport și, în genere, municipalitatea este foarte limitată în posibilitatea de astfel de intervenții, pentru că nu există un protocol stabilit clar cum se redirecționează circulația în astfel de situații. Prin urmare, iată, avem situații în care pe porțiunea dintre Bodoni și Pușkin a fost pur și simplu imposibilă divizarea traficului, pentru că permis, deci circulația troleibuselor a fost, să zic, lăsată. Din păcate, șoferii au profitat de această ocazie și au umplut strada de parcări. Asta este, cum să zic, sunt o serie de chestiuni care ne limitează acum în acțiuni. Vom face o totalizare și vom trage concluziile de rigoare și vom elabora un plan de măsuri pentru ca anii viitori sau în activitățile de acest gen ulterioare să avem o posibilitate mai mare de intervenție și să putem pregăti lucrurile mai eficient. În același timp, deja pentru anul viitor ne propunem să facem un set mai mare de activități pentru săptămâna mobilității, poate chiar cu să testăm închiderea unei străzi mai mari, ca să stimulăm oamenii să folosească mai mult bicicleta și să înțeleagă cât este de important, deci șoferii să înțeleagă cât este de important să cedeze din spațiul pe care îl ocupă în favoarea pietonilor și a bicicliștilor.
În această ordine de idei, dacă revenim la situația cu parcările în oraș, am avut câteva ședințe ale grupului de lucru și am examinat documentația existentă la moment realizată în anii precedenți și am constatat că lucrăm acum la un plan de acțiuni cu care vom veni în fața Consiliului Municipal cât mai curând posibil. Una dintre cele mai importante aspecte în acest sens este faptul că am inițiat, să zic, o evaluare a situației cu parcările. La moment, iată, colegii lucrează deja, am dispus să fie elaborată această hartă electronică a parcărilor cu plată care sunt în gestiune privată la moment. De asemenea, pregătim să punem pe această hartă străzile unde, conform regulamentului circulației rutiere, la moment este permisă parcarea pe carosabil și direcția de transport împreună cu colegii de la direcția de transport împreună cu INSP-ul lucrează la evaluarea străzilor centrale, străzilor din zona centrală, unde putem începe acest proiect pilot de sistematizare a parcajelor, ca să avem posibilitatea de a oferi locuri de parcare legale, să zic, amenajate, marcate, semnalizate, iar celelalte locuri de, sau locuri unde parchează șoferii să fie constatate ca fiind parcare ilegală și cu pârghiile pe care le avem la moment să intervenim în amendarea sau evacuarea automobilelor. Ne-am înțeles, deci inspectoratul de patrulare ne-a comunicat că ei au deja semnat contractul cu compania care va realiza aceste activități de evacuare. Respectiv, deja în cel mai scurt timp, cred că o să fie posibilă intervenția, să zic, mai radicală în acest sens, cu amendarea șoferilor care încalcă regulamentul de parcare, cu evacuarea automobilelor. În perspectivă, această posibilitate trebuie să... Aici, domnul viceprimar, doar o singură remarcă. Este adevărat că este bine când avem acest instrumentar cu oamenii întreabă de ce ăsta sau ăsta parchează aiurea și nu îi se face nimic, dar paralel oamenii așteaptă de la noi soluții cât se poate de rapid pe partea de organizare a parcărilor, fie cu plată, fie fără plată, dar să le dăm o alternativă. Domnul primar, eu repet, noi mai multe parcări decât avem acum în zona centrală nu o să avem niciodată. Deci parcări, spațiul folosit ca spațiu de parcare în zona centrală a orașului, mai mare decât acum, nu are cum să fie. Noi pur și simplu nu putem fizic să extindem suprafața orașului. Chiar dacă vom construi acele parcări multietajate sau parcări subterane, asta va însemna că parcările în stradă din jurul acestor parcări vor fi interzise totalmente pentru a asigura redirecționarea către aceste parcări. Respectiv, un loc de un parking de 3-400 de locuri va însemna eliminarea a 3-400 de locuri de parcare într-o rază de 6-700 de metri. Respectiv, problema nu este în numărul locurilor de parcare, problema este în cum noi ne asigurăm ca oamenii care încalcă reglementarea sau regimul de parcare să fie penalizat. Este adevărat, dar până astăzi noi nu avem nici delimitate aceste locuri de parcare. Pentru delimitarea acestor locuri de parcare este nevoie de reorganizarea circulației rutiere pe aceste străzi. Asta este un proces de proiectare care, iată, acum colegii la direcția de transport l-au contractat și vor lucra asupra fiecărei străzi în parc. Acolo unde sunt 3 benzi să facem 2 benzi de circulație, una de parcare, acolo unde sunt 2 benzi să fie una de circulație, una de parcare și așa mai departe. Este un proces care necesită lucrare de proiectare, coordonare cu inspectoratul de poliție și cu inginerii de trafic. Dar în același timp, noi, mă rog, avem deja calculele făcute cu RegiX Drupu și ei ne-au anunțat că imediat ce se eliberează colegii lor de la alte tip de lucrări, ar fi gata. Noi putem să începem, de exemplu, cu strada Micle, cu strada Eminescu, cu strada Șusev sau cu Gălniceanu, să sistematizăm parcajele pe aceste străzi.
Dar iarăși, dacă acum pe Cogălnicianu, de exemplu, oamenii parchează ilegal atât pe stânga cât și pe dreapta, în cazul reglementării schimbării circulației rutiere, noi vom avea o singură bandă pentru parcare, respectiv locuri de parcare vor deveni iarăși mai puține pe această stradă. Pentru că în același timp această parcare haotică pe timp de zi afectează foarte mult capacitatea de trafic. Șoferii singuri se plâng pe faptul că din trei benzi foarte des rămân cu o singură bandă de circulație și asta generează foarte mari probleme. În același timp, domn primar, trebuie să ținem cont și de faptul că foarte mulți din agenții economici și rezidenții din zona centrală nu utilizează curțile interioare. Ei și-au amenajat acolo gazoane, tot felul de spații de recreare, tot felul de, să zic, utilități de depozitare adiționale și folosesc pur și simplu spațiul de parcare din stradă pentru necesitățile lor de parcare. Pe când în aceste curți interioare ar fi posibil de organizat parcarea cel puțin pentru clienții lor. Sunt niște lucruri care s-au evoluat de-a lungul timpurilor și până nu vom introduce acest sistem de parcare cu plată în stradă, agenții economici și proprietarii de imobile din zona centrală pur și simplu nu vor simți necesitatea de a folosi pentru parcare spațiile și curțile interioare pe care le gestionează. Și vor solicita în continuare de la municipalitate să le amenajăm parcări din contul trotuarelor, din contul spațiilor verzi sau din contul carosabilului, ceea ce este imposibil, pentru că noi trebuie în primul rând să asigurăm fluidizarea circulației, nu acomodarea de parcare. Noi avem acum câteva terenuri identificate la care lucrează colegii de la Direcția Arhitectură, pe care trebuie să reziliem niște contracte de arendă, trebuie să vedem de ce sunt anumite înscrieri în cadastru neclare, pentru că aceste terenuri de-a lungul timpurilor au fost, cineva a vrut să pună mâna pe ele și respectiv le-a rezervat, să zic așa. Noi acum trebuie să eliberăm aceste terenuri de tot felul de astfel de situații și să scoatem aceste terenuri către Consiliul Municipal ca să ne permită să organizăm, să le includem în parteneriat public-privat de construcție a parcajelor. Sunt deja agenți economici care au manifestat dorința să investească într-un astfel de parteneriat public-privat. Tot ce trebuie din partea noastră este să oferim aceste terenuri. Din păcate, de-a lungul timpului, terenurile, mai ales în zona centrală a orașului, au fost pur și simplu furate. Am rămas, practic, fără terenuri bune pentru organizarea unor astfel de facilități. Nu, domnule viceprimar, eu vreau să vă rog să faceți o specificare foarte clară, că noi de jumătate de an tot căutăm. Am rămas fără terenuri, nu practic, dar fără terenuri în zona centrală. Acum discutăm, mâine vom avea cu Agenția Proprietății Publice o ședință, poate ne oferă ei ceva în acest sens și să vedem în ce condiții ne oferă. Dar oamenii trebuie să știe foarte clar. Primăria municipiului Chișinău a rămas fără terenuri în zona centrală istorică, pentru că ceva a fost privatizat, ceva a fost înstrăinat, dat în arenda iurea și tot așa mai departe. Conform deciziei din 2010 a Consiliului Municipal, au fost oferite peste 300 de terenuri pentru așa numite parcări. Din aceste parcări, în primar, nu a fost construită niciuna. Toate au fost împânzite cu blocuri locative, benzinării și alte drăcării de acest gen. De asta eu cred că aici o să fie nevoie și de implicarea organelor competente, să vedem cum s-a ajuns la utilizarea aceasta irațională și neconform destinației a terenurilor municipale, care au fost date special la un preț mic pentru construcția acestor locații de parcare. Eu chiar insist împreună cu domnul viceprimar Ilie Ceban să pregătiți toate demersurile în toate instanțele posibile și să facem și public această informație. Oamenii trebuie să cunoască eroi, protagoniștii, locurile și tot așa mai departe. Noi am început să întoarcem o școală, un teren, acum urmează pe data de 29, alt teren de 6 hectare să-l întoarcem municipalității. Dar oamenii trebuie să cunoască că nu este o procedură atât de ușoară și că există impedimente. Dacă revenim la sistematizare, ați vorbit de câteva străzi. Haideți paralel cu procesul pe care îl avem astăzi la Ministerul de Interne. Dacă ei s-au determinat cu toate procedurile de ridicare a automobililor de pe carosabil, trotuare și tot așa mai departe, unde este implicată una sau altă prevedere, noi să începem sistematizarea și împreună cu colegii
să includem ceea ce spuneați dumneavoastră pe partea de parteneriat privat-public, acele locuri unde am putea eventual să organizăm parcări. Oamenii așteaptă ca să le soluționăm problemele a numai în zona centrală, după care o să ne extindem în zonele rezidențiale, la intrările în oraș, odată ce avem transport public, odată ce definitivăm conceptul la care se lucrează cu privire la bata dedicată, etc. De asemenea, am uitat să menționez proiectele pilot de organizare a parcajelor de tip park lift, care reprezintă niște construcții provizorii, amenajate pe anumite terenuri, despre care ați anunțat și săptămâna viitoare, proiectul cu Universitatea Tehnică din Moldova, care prevede amenajarea unui parking de 50-60 de locuri de parcare în curtea blocului Facultății de Inginerie, chiar lângă Guvern, din strada 31 August. Mai examinăm niște posibilități de amenajare a unor astfel de parkinguri de-a lungul acestei străzi, pentru că atunci când va fi reparată, strada va avea mult mai puține locuri de parcare decât acum și trebuie să asigurăm cel puțin o minimă posibilitate de parcare. Numai că aceste locuri, evident, vor fi deja cuplate pentru rezidenți, pentru, colaboratorii din zonă și așa mai departe. Trebuie doar să stabilim aceste parteneriate cu agenții economici, instituțiile municipale sau instituțiile statului din perimetrul acestor străzi, ca ei să-și utilizeze terenurile adiacente clădirilor pentru astfel de obiective, dacă au nevoie de locuri de parcare. Am vrut doar să adaug referitor la activitățile pe care ni le propunem în această săptămână. Avem în vizită săptămâna asta, începând cu astăzi până joi, un grup de lucru a colegilor din Moscova care ne vor ajuta cu elaborarea acestei strategii de dezvoltare a municipiului Chișinău sau a planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău. Vom avea împreună cu acest grup de lucru o serie de întâlniri cu reprezentanții diferitor grupuri din municipiu, deci reprezentanții companiilor de construcții, reprezentanții Horeca, reprezentanții societății civile, primarii și autoritățile locale din suburbii și din raioanele adiacente, pentru a implica pe toți în acest proiect, să zic, de maximă importanță pentru toată, pot să zic chiar pentru toată regiunea centru a Republicii Moldova, toate aceste unități administrative și localități din preajma orașului Chișinău vor fi integrate în această viziune de dezvoltare a municipiului. Aici trebuie să se prevadă și dezvoltarea acestei centuri de ocolire a orașului, stațiilor sau hub-urilor de transbordare la periferia orașului, parcărilor de tip park and ride și așa mai departe. Vom lucra această săptămână cu colegii din Rusia și deja de la noi pentru a pune bazele acestei strategii. De asemenea, este în deja a treia săptămână grupul de lucru pentru achiziționarea autobuzelor, examinează ofertele, suntem nevoiți să realizăm un volum de lucru foarte mare, în același timp trebuie să ținem cont, să fim la maximum atenți și corecți în această procedură. De asta acest lucru cam ia timp, dar ne-am propus ca în cel mai scurt timp posibil să prezentăm deja analiza tuturor ofertelor și să identificăm compania câștigătoare. Am vorbit cu șeful Regiei Transport Electric, vă rog, țineți la control și licitația de la Riga. Astăzi termină limitul la ora 12, la ora 3, la 15.00 și, din câte înțeleg, colegii sunt implicați împreună cu ambasada. Da. Ca să reușim să ne încadrăm în toate cele necesare. Da, imediat cum o să avem un rezultat, o să anunțăm. Uh-huh. Altceva pe publicitate? Da, regulamentul cu publicitate este practic definitivat. Am mai avut o serie de analize, să zic așa, îmbunătățirea părții, componentei juridice, astfel ca să prevenim anumite neconcordanțe cu cadrul legal.
Am vrea ca săptămâna asta să mai avem o ultimă discuție cu reprezentanții companiilor de profil din domeniu. Eu chiar sper că domnilor lor o să înțeleagă necesitatea reglementării clare acestui domeniu și vom ajunge la un numitor comun și ei se vor conforma cu noile reguli, pentru că haosul din domeniul publicității lucrează și în detrimentul companiilor specializate în acest domeniu, companii responsabile care fac acest business de mulți ani și tot felul de șmecheri care își instalează panouri prin căi nu tocmai corecte, pur și simplu urțesc orașul și fac un deserviciu acestei ramuri a economiei sau activității economice. De asta noi ne-am propus ca acest regulament să fie deja definitiv discutat, consultat și prezentat Consiliului Municipal pentru ședința din 29 septembrie. Nu se aude, domnul. Zicea doamna Dugătaru că ar fi bine să mai avem o dezbatere publică în această. Păi asta și spunem, dar o să vedem cum reușim săptămâna asta, pentru că avem, spuneam colegii din Rusia, să avem o prezentare, o discuție finală cu reprezentanții companiilor din domeniu. Dacă doamna Dugătaru poate să mai adaugă. Da. Dacă îmi permiteți, nu este posibil să-l prezentăm pentru 29, pentru că trebuie să stea în discuții publice timp de 15 zile și noi dacă îl publicăm astăzi, sigur, 29 nu reușim să-l înaintăm. Asta am discutat. Dar nu este varianta, adică este varianta care a fost până acum publicată pe site? Nu, este varianta foarte mult modificată, deoarece s-au lucrat cu agenții economici care au venit cu propuneri și multe din ele au fost acceptate și explicate și acum nu putem să-l înaintăm fără ca să mai facem încă o dată dezbateri publice. În această situație, haideți să-l prevedem pentru următoarea ședință a Consiliului Municipal cea mai apropiată, dar să ne încadrăm în aceste 15 zile ca să nu avem... Da, cred că azi îl publicăm. Era la redactor, îl scoatem de la redactor și îl publicăm. Și pe final, vedeți cine poate să ne prezinte informația, unde suntem cu planul urbanistic general, cu PUZ Centru. Am văzut diferite interpretări la calitatea celorlalte PUZ-uri care au intrat în dezbatere publică. Domnul Dumnezeu sau domnul Crandăcin? Da, cred că pot să prezint această informație referitor la planul general. La planul general mai avem o comisie să fie aprobat la comisia trecută economică. A fost întors spre reexaminare acest contract care trebuie să-l încheiem cu firma elaboratoare. Cu părere de rău nu a fost nicio obiecție, doar pur și simplu a fost reîntors la reexaminare. Sperăm să reușim să rezolvăm și acest subiect. Referitor la PUZ Centru. La PUZ Centru se lucrează asupra proiectului. Noi suntem în etapa de angajare a unui expert care va elabora cercetarea istorică. Cercetarea istorică va fi elaborată de către trei experți, doi experți îi angajează Ministerul Culturii, am discutat cu ei acest lucru. Se face în cadrul inventarierii tuturor monumentelor de importanță națională. Noi, între timp, am postat pe hartă monumentele de importanță locală, toate care sunt incluse în registrul monumentelor de importanță locală și am trasat străzile. Adică noi lucrăm la partea tehnică a examinării situației existente și odată cu certificatele istorice și a istoricului acestui teren, pentru că este important să ne stabilim cu câteva etape de situație istorică, pentru ca viitoarele propuneri să fie stabilite la care din etapele istorice ne orientăm atunci când elaborăm propunerile de dezvoltare a zonei. Deci asta o să facă specialiștii și noi, între timp,
până la aprobarea contractului de continuare a lucrărilor pe care face acum Chișinău Proiect propunerea de continuare, adică un plan concret de lucru, noi continuăm să facem lucrări tehnice. Adică nu stă nimeni, lucrările se fac. Referitor la alte puzuri care sunt obiecții, în documentații urbanistice întotdeauna sunt obiecții, deoarece noi elaborând careva documente de planificare, de planificare dezvoltării orașului, trebuie să menținem un bilanț a intereselor, a tuturor intereselor, ceea ce este foarte complicat de reușit, de aceea și există anumite instrumente de lucru care trebuie să ne asigure respectarea bilanțelor tuturor intereselor. Instrumente de lucru care se rezultă la avizări și coordonări a tuturor autorităților interesate, acestea sunt și ministerii și agenții care își spun părerea asupra documentelor elaborate. Acestea sunt consultările publice care pot fi făcute și în câteva etape, pentru că chiar sâmbătă am avut consultări pe un proiect care au fost foarte multe obiecții. Cred că va fi decizia să mai fie încă o dată pus în consultări publice pentru ca să putem să soluționăm problemele care le-au invocat acolo proprietarii proprietarii unei parcări, dacă să vă spun concret. În afară de asta, mai este Consiliul Urbanistic care își spune poziția profesionistă asupra documentului elaborat și, desigur, Comisia și Consiliul care aprobă în final documentul. Adică repere prin care se trece și filtrele respective, ele există, dar desigur că ne-a rămas șleiful aprobării unor documentații urbanistice cu intervenții foarte nepotrivite, mai ales în centrul orașului. Noi cred că vom lucra mulți ani de zile ca să corectăm greșelile. Unele greșeli nici nu vor fi, nici nu se vor putea corecta. De aceea discuții, nu știu, eu, spre exemplu, nu aș spune că este rău că sunt aceste discuții. Discuțiile trebuie să existe, pentru că doar cu în colaborare cu comunitate se pot elabora documentații urbanistice. Cam asta e situația. Toate sunt în lucru, noi le trecem prin toate procedurile respective, inclusiv la pus centru va dura, pentru că aici există, am mai spus, există problema Bulevardului Cantemir, care este foarte discutabilă și cred eu că iarăși va fi o piatră de care o să se împiedice absolut toți, pentru că Bulevardul Cantemir trece prin nucleul istoric, prin distruge absolut toată structura nucleului istoric. Cred eu că la elaborarea planului urbanistic general se vor găsi soluții pentru a redirecționa fluxurile de transport pentru a scoate acest bulevard Cantemir și a soluționa în sfârșit problema aceasta. Imediat cum vom găsi soluțiile de fluxuri de transport, desigur că va dispărea și problema. Da? Cam atât. Ok. Mulțumesc, domnul viceprimar. Adăugați ceva? Încă doar cu referire la calitatea puzurilor despre care ați menționat, este adevărat că foarte des sau până acum practica era că aceste puzuri urmăreau drept scop doar schimbarea codului zonei, astfel încât într-o zonă unde nu se pot construi blocuri să se poată construi blocuri. Acum avem criterii mult mai stricte față de aceste puzuri și chiar și executanții acestor documente, fie Chișinău Proiect, fie alte structuri, vor trebui să se adapteze și să elaboreze niște planuri urbanistice zonale mai calitative și mai profunde, să zic așa, mai detalizate. Ca atunci când vom ajunge la etapa aplicării să putem asigura o dezvoltare mai durabilă a acestor zone și nu doar să schimbăm codurile și să permitem construcția blocurilor de dragul construcției blocurilor. Dar asta este o muncă de lungă durată care își va arăta efectul doar atunci când vor începe deja construcțiile. Ok, am rugat colegii să avem o ședință săptămâna asta. Vă rog să planificăm împreună cu Chișinău Proiect, domnul viceprimar, doamnă, mai multe subiecte.
și, cum ziceați, avem prietenii din Moscova. În scurt timp vom ajunge și la București. Eu sper că se rezolvă și întrebarea legată de contract. Pentru cei care ne întreabă, deci e o abordare multicontextuală, e complexă și plus mai avem și o comisie de supraveghere locală cu implicarea diferitor experți pentru a evita orice interpretare și chiar ne dorim ca acest proces să fie cât se poate de transparent. Iar în scurt timp, Chișinău să aibă și strategie de dezvoltare, și plan urbanistic general actualizat, și concepția dezvoltării centrului istoric împreună cu puzul din centru. Toate aceste lucruri, în principiu, sunt posibile în perioada de 2 ani de zile. Plus un plan de mobilitate urbană, atât pe partea de dezvoltare infrastructurii rutiere, pietonale, deci tot ce ține de bicicliști. Se lucrează în această privință, oamenii trebuie să cunoască acest lucru, nu se întâmplă peste noapte, nu s-a întâmplat 30 de ani. Noi o să facem acest lucru cu certitudine în viitorul cel mai apropiat. Vreau doar ca oamenii să cunoască că noi muncim asupra acestor lucruri. Vă mulțumesc mult, domnul Carp, vă rog foarte succint pe ambrozii, curățarea copacilor, lucrările de amenajare în oraș. Și ceea ce este important, domnul Gârbu astăzi și până vineri nu este, deci ceea ce ține de râu Bâc și proiectele investiționale de localități din componența municipiului Chișinău. Domnul Carp, vă rog. Bună dimineața, domnul primar, stimați colegi. Pe râu Bâc ce ține de spațiile verzi până când s-a efectuat, ținem legătura cu antreprenorul care lucrează și ținem la control. Până când întrebări nu sunt din partea spațiilor verzi. Rețineri nu sunt. Pe combaterea ambroziei s-a lucrat săptămâna trecută în sectorul Râșcani, strada Gheorghe Pântea, 1,7 hectare, aproape 2 hectare. S-a combătut cu erbicid, s-a prelucrat cu erbicid. În afară de aceasta, în sectorul Botanica s-a lucrat în Valea Trandafirilor, în sectorul Râșcani s-a lucrat pe strada Florilor, strada Ciucari, strada Doina, parcul Râșcani, strada Mircești, strada Albișoară. Până când în spații verzi cazuri de a înflori ambrozie nu avem, reacționăm la fiecare cerere, cum am spus, nu ne uităm, e a nostru, nu e a nostru, întâi luăm măsuri, pe urmă ne clarificăm a cui. Au fost prelucrate parcul Valea Trandafirilor și parcul pădurii Râșcani, lacurile au fost prelucrate contra căpușilor. Contra căpușilor lucrăm permanent, conform graficului, pe toate spațiile care ne aparțin. Săptămâna trecută am început, la indicația dumneavoastră, domnul primar, lucrările de defrișare, de a înlătura pericolul pentru trecători și pentru transport la Stadionul Republican. Continuăm încă. Astăzi lucrăm la Parcul Alunielu, cu defrișările, curățările, Parcul Afgan, sectorul Râșcani și Parcul Mizon. Începem azi lucrările și pe râul Țigancă. Asta e cam tot. Mersi mult, domn director. Mulțumesc mult, stimați colegi, și rog operatorii monitorizare strictă a lucrărilor în teren, a proiectelor. Nu așteptați să vină primarul, viceprimarii să vă arate unde sunt neconformitățile, iar ele sunt. Și proiecte sunt multe în acest sens și oamenii așteaptă ca să fie calitate în această privință. Deci vă rog foarte mult, fiecare implicat cât se poate, de mult și eficient. În teren, nu stați în cabinete, în teren. Toată ziua trebuie să vă punem dumneavoastră GPS din urmă, să vă urmărim unde să stați. Duceți dintr-un cabinet în altul sau ieșiți în teren și verificați calitatea lucrărilor. Nu așteptați noi să vă cerem și să vă indicăm. Dacă noi venim la șantier și vedem unele neconformități, dumneavoastră sunteți obligați să le vedeți înainte de a veni acolo. Sănătate multă și săptămână pe care reușite tuturor.